Avem un despre despre fel Felpoante 2. Ei bine, după atâta timp de la lansarea teaser trailer-ului, iată că avem niște noutăți despre acest joc cu Fainza Freddy. Bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați să spolberați acel buton de like și de asemenea să vă abonați pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez. Așadar, fără alte cuvinte, luați-vă poponul și să-i dăm drumul. Ca idee, jocul în principiu va fi construit în lumea reală, mai exact machetele și tot ceea ce vom vedea în joc mai întâi este construit în lumea reală, după care cei de la stilul vor transpune aceste lucruri în Funa Felpoante 2. În primul rând avem un office, unul extrem de interesant, unde avem capul lui Circus Baby, care aparent a fost treparte dintr-un motiv sau altul. De fapt, majoritatea animatorilor Funtime vor fi prezenți, ceea ce e destul de ciudat deoarece vedem că vom putea accesa camerele din ruin acolo, însă animatorii Time au fost distruși cu mult timp în urmă. Oare acum au fost separați? Oare Fazbear Entertainment a găsit Babies Entertainment and Rentals sub Mega Pizza Plexia după au îmbunătățit locația, inclusiv repararea animatorilor Fantai. Probabil vom juca chiar cu un tehnician de noapte care vine să-și facă treaba. Oare chiar tatăl lui Chiesi, care după cum știm lucra la Mega Pizza Plex, dar știu este o teorie cum că e tipul cu masca de banii de la mușcătoare din 83? Chestia că masca de bani din fâna are o descriere interesantă, mai exact, what happened to you? ce sunt întâmplă Iar prin asta se referă la proprietarul măștii care e posibil să fie tipul de la mușcător din 83 și totodată posibil să fie tatăl lui Chesi deoarece acesta pare a fi dispărut pentru că și-a lăsat masca în urmă și în plus culoarea îmbrăcăminții sale de la mușcător din 83 și cea a lui Chesi seamănă, n-am văzut ce zice. A da, aceea nu e o mască ca cea lui Bani din Fanafunu ci una ca cea lui Bunny din primul Freddy Fazbear Pizza, datora dinților extrem de asemănător cu cei ai lui Widow Bunny. Bunny. Însă, dacă teoria e adevărată, presupun că vom juca cu tatălui lui în Help Point 2. Cred că aici, pur și simplu, vom fi un tehnician la fel ca în Sister Location. De asemenea, masca de Veni va fi prezentă, iar cei de la stilul au confirmat chiar și 3 minigame-uri pe care le vom experimenta mai exact, Breakerum, unde îl vom distrage pe Funtime Freddy cu un megafon, noi încercând să facem puzzle-uri, ceva similar ca noaptea a doua din FNAF Sister Location. Bonco Bon. Acesta va fi un min-game în care va trebui să lovești cu ciocanul exact ca în clasicul Waco mai exact. Tu va trebui să îi lovești pe bombonet și pe Helpy. Iar ultimul min-game confirmat se numește carusel, iar noi va trebui să reparăm niște panouri de la un carusel în funcție de ritm, iar eclipsa controlată de Moon va fi pe urmele noastre. Niște level destul de interesante, însă aparent Sun și Moon se vor întoarce în forma de eclipsă. Din ce văd, Moon reușește iar să controleze corpul, cel puțin în acest minigame. Dar eclipsa este prezentă și într-un vent din office din Hellpoint 2, iar asta mă face să cred că acest level va fi similar cu gameplay-ul din primele fnaf După cum știm, eram un night guard care stătea numai în office și se ferea de animatronici și aparent în Hellpoint 2, unul dintre animatronicii de care va trebui să ne ferim este Eclipsa care pot spune că arată genial, însă haideți să stabilim o dată pentru totdeauna. Cine este acest personaj? Ei bine, el a fost gândit să aibă personalitate multiplă, una veselă și una malefică atunci când se află în lume. El are acea personalitate veselă și puțin cam nebună, numită San. Iar atunci când se află în întuneric, piesele, sau mai bine zis costumul său se întoarce pe dos și devine mon, o lună malefică. Eclipsa este doar o eroare a acestui animatron. El există datorat faptului că în Ruin am transformat Daycare-ul într-o cameră nici luminată, dar nici întunecată. Cei de pare că are o personalitate nouă și din ce văd are efectiv un sistem cu care poate să le viteze sau ceva de genul, n-am mai văzut așa ceva, dar așa pare. Scrieți-mi voi în comentarii dacă aveți idee despre ce e vorba. Dar privind dinții lui și cei ai mimicului, vom constata că sunt extrem de asemănători. Găsim o asemănare uriașă chiar și între acesta și una din mâinile mimicului. Și vedem și la picioare că seamănă foarte mult. Putem presupune că eclipsa provine din aceeași perioadă ca mimicul și că a fost creat undeva din 1982-1983 și mai putem zice și că el s-a aflat în primul Freddy Fazbear Pizza și de asemenea din cărțile Telson the Pizza Place aflăm cum în pizzerie s-a aflat mai multe costume de clov unul din ele putând să-i aparțină acestui animator cunoscut acum ca Eclipsa. Probabil a fost o întreagă colecție de animatori în costume de clovn, cel principal fiind mimicul, iar cei pe care îi mai cunoaștem sunt Trep și Eclipsa. A, da, după cum știți, am teoretizat că Trep e o copie de -a Mimicului datorat acțiunii sale cu mâna ținută stâns la piept specifică mimicului, însă, până la urmă, Glistap s-a reanimat în acel corp, adică îl controla 100%, ceea ce înseamnă că mintea artificială a lui Bantrap a fost înlocuită oarecum cu cea a lui Glistrap pe chimicul. De fapt, îi putem considera pe Bantrap și pe Eclipse niște copii de ale mimicului, însă în Bantrap ending, chiar dacă e fake, Glistrap controla 100% acțiunea. Sunt curios ce părere aveți și voi despre Help de 2. Aștept să văd în comentarii smuțele voastre. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod și mai veți episoade de genul, spulberați acel buton de like, abonați-vă ca să fiți curent cu tot ceea ce postez, să vă le în descriere. Nu uitați să dați share rapid din voștri. Eu am fost laimal ne mai auzim.